κόρη μου η Κριστιαν Σάντα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Σκύρκο! Γιουλιάνα Πουσκίλα! Στεφάν Νεστάν! Δράγοι μου, ρεσβόιο σε βαδά εν κουλίσε. Ei sunt foarte buni toți patru. Dar după felul cum veți reacționa, veți înclina sensibil balanța. Atenție! Aveți un rol foarte, foarte mare. În același timp, stimați invitați, în clipa în care ați intrat în sală, nu mai sunteți invitați, ci participanți la spectacol. Spectacolul se face și cu dumneavoastră. Deci, acestea fiind zise, cum întâmpinăm cei patru finaliști? Aici e bine. Asta e foarte bun. Trebuie să vă spun că eu personal am emoții, a fost un drum lung și cu dramatism. Acești oameni minunați s-au pregătit extraordinar, au evoluat extraordinar, ne-au încântat, nu toți, nu numai cei patru, ci toți care au trecut prin acest concurs. Seara asta este una specială. Fie ca cel care va câștiga să fie la sentimentul tuturor de aici. Va fi foarte greu, dar vocea României trebuie să fie într-adevăr o voce la superlativ. Nu mai trebuie să vă spun că pe parcursul emisiunii blițurile sunt absolut interzise. Iar telefoanele LMC trebuie să închisă. LMC la mintea cocoșului. Deci, vă rog foarte mult, închideți telefoanele și blițurile. Vor fi momente grele pentru concurență. Câtă experiență au, în clipa în care urcă pe scările astea, se varsă al naibii adrenalina în sânge. Și atunci îi trebuie susținere, pentru că altfel poate să placheze. Ceea ce nu ne dorim nimeni de aici. Deci, vă rog foarte mult, susțineți-i. Și este o vorbă de aur. Întotdeauna intrarea în scenă și ieșirea este importantă. Dacă le-ai făcut bine pe astea două, în rest te mai descurci. Deci, aveți grijă cum îi întâmpinați și cum îi răsplătiți cu aplauze la final. Vă doresc o seară incendiară, demnă de mare.